Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Cuvântul Domnului este din 1 Corinteni, capitolul 5. Mi-a căzut la împărțeală un capitol greu, pentru că astăzi vom vorbi despre disciplina în biserică. Și aici Apostolul Pavel descrie un caz. Important este să vedem cum îl abordează, ce principii putem extrage din cazul prezentat de Apostolul Pavel și să vedem cum aplicăm și noi aceste principii astăzi. 1 Corinteni, capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie, imoralitate. Și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Pentru că cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, acum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, paștile noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare, însă n-am înțeles cu curvare lumii acestea. Sau cu cei lacom de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. V-am scris să n-aveți nicio legătură, un fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate. Totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela. Acesta este cuvântul Domnului, avem nevoie de multă călăuzire, să ne rugăm încă o dată. Doamne, cuvântul acestei dimineți este judecător, este aspru, necesar însă. Tu ne l-ai lăsat ca și ghid pentru cum să facem igienizarea bisericii. De aceea, Duhul tău să fie la lucru, să ia acest cuvânt pe care l-am citit, să ne-l deslușească, să putem extrage adevărul eliberator, liniștitor, sfințitor. De aceea ne rugăm ca Duhul tău să fie la lucru, cuvântul tău să aibă putere și noi să înțelegem ceea ce vrei să ne vorbești și
cum să călăuzești biserica referitor la această temă sensibilă și dificilă. Ne încredem în Tine, Doamne, ne rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Tema mesajului, care reiese din text, este disciplinarea în biserică. Este o temă dificilă pentru oricine, orice slujitor. În același timp este foarte importantă. Biserica Golgota și-a propus să devină o biserică sănătoasă, spirituală. Dar când ai boală în trup, ca să fii sănătos, trebuie să faci igienizarea. Să vezi unde sunt problemele, ca să fii sănătos, să elimini aceste probleme. Tot așa, Apostolul Pavel aude că în biserica din Corint sunt multe probleme, printre care un caz mai deosebit. Nu doar el a auzit despre cazul curvarului din Corint, ci și cei din afara bisericii știau de acest caz. Cu atât mai mult, Apostolul Pavel trebuie să le scrie, trebuie să-i confrunte pe frații, surorile din biserică. Așa este cuvântul uneori. Nu citim noi, cuvântul lui Dumnezeu este tăietor, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, pătrunde și judecă. Asta scrie în Evrei, capitolul 4, versetul 12. Acum, în contextul pluralismului de astăzi, a toleranței dusă la extremă, e foarte greu să vorbești despre disciplină. Se vorbește rar în școli despre disciplină. Tot mai rar. Se vorbește tot mai rar despre disciplina în familie. Se găsește biserica să vorbească, să amintească că în biserică trebuie disciplina. De aceea tema aceasta nu-i deloc populară, însă e biblică. Cu ani în urmă am inițiat un parteneriat între biserica pe care o slujeam la Oradea atunci și o biserică din Statele Unite, un parteneriat ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Eram în construcție și frații s-au oferit, ne-au invitat la ei, pe câțiva dintre slujitori, ne-am dus la ei și am avut o discuție cu Comitetul Bisericii. Era o biserică destul de mare pentru reperele noastre, poate 1500 de membri. Chiar doreau să ne ajute și au și făcut-o. Dar înainte trebuia să avem o discuție, să vadă cine suntem noi și noi doream să știm cine sunt ei. Deși era biserică baptistă, spectrul ăsta al mișcării baptiste e foarte larg. Poate nu știți că există și biserică baptistă primitivă. Așa se numește, Primitive Baptist Church. Da. Dar nu în sensul urât al cuvântului, ci primitivă în sensul că se dorea ca acea biserică să
lucreze, să trăiască după principiile bisericii primare. De aici vine primitiv. E, această biserică era o biserică echilibrată, păstori decenți, un comitet foarte solid și am avut întâlnirea cu ei. Diverse discuții și la un moment dat ei au două întrebări pentru noi. Dacă vrem, zice, să intrăm în parteneriat cu voi, vrem două lucruri să știm. Unu, dacă la voi se predică pocăința. Și le-am răspuns, no problem. Zic, noi suntem chiar porecliți, the repenters, pocăiți. S-au bucurat. A doua întrebare, dacă la voi în biserică se aplică disciplina bisericească. Și aici am răspuns, no problem. Pentru că noi credem în disciplină și o aplicăm. S-au bucurat și ne-au spus, v-am pus aceste întrebări pentru că aici la noi nu se mai predică despre pocăință, că e ofensator. Și doi, nici vorbă să se mai aplice disciplina în biserică. Pentru că nu doar e ofensator, dar aproape e ilegal. Te dau în judecată dacă îl excluzi pe cineva sau îl disciplinezi. Își angajează avocat și cheamă biserica în tribunal. Deși în mărturisirea de credință a bisericii există acolo stipulat disciplină, este un articol despre disciplina în biserică. Auzind ei că noi îndeplinim cerințele, am intrat în parteneriat cu noi. Dar atunci mi-am dat seama, prima oară, această vizită a fost în 2003 sau 2004. Mi-am dat seama că începem să arătăm în România ciudați, diferiți. Când predici pocăința și când susții disciplina în biserică. Deși trebuie să știți, dragi ascultători, că toate bisericile au articol despre disciplină. Toate bisericile mari, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, toate au această practică. Și nu numai atât. Noi, bisericile evanghelice, suntem foarte subțiri în a argumenta de ce e nevoie de disciplină. Biserica Ortodoxă, de pildă, pe care o cunosc mai bine, am studiat mai mult despre teologia ei, practicile ei, are așa numitele canoane. Ați auzit canoanele bisericii. Cuvântul canon este un cuvânt grecesc și înseamnă standard, regulă. Adică biserica are niște reguli după care funcționează. Am citit o bună parte din aceste canoane, chiar recent mi-am cumpărat 3 volume care au apărut de curând și explică această practică a bisericii de a avea reguli, de a impune anumite reguli enoriașilor. Se intră în detalii. În caz de cutare, deci așa numită etică situațională sau cazuistică, în caz de biserica face asta, preotul face asta, enoriașul trebuie să fie disciplinat așa. Dacă v-aș citi niște reguli din canoanele bisericii ortodoxe, ați fi absolut uimiți să vedeți până unde s-a mers. Noi nu avem așa ceva. Ne-am dus pe principii, nu pe detalii. Și am zis, luăm din Biblie, că ăsta e reperul nostru, niște principii și pe astea le aplicăm. Și asta voi face și eu astăzi. Dar dacă ai întreba bisericile istorice, cum se numesc Biserica Ortodoxă și Catolică, ce rânduiele au, ce reguli au,
sunt cu miile. Noi avem vreo trei așa, după cum vom vedea. Deși aș vrea să vă citesc, înainte de a plonja în tema noastră, aș vrea să vă citesc ce spune mărturisia de credință baptistă, pentru că suntem credincioși baptiști, însă articolul despre disciplina în biserică, cel mai vechi pe care l-am găsit eu, este din mărturisirea baptistă din 1914. Și apoi ideile de acolo au fost reluate în mărturisirea din 1923, care a devenit reper pentru toate celelalte mărturisiri care s-au mai schimbat de-a lungul anilor. Și vreau să vă citesc ce scria mărturisirea, frații, ce scria în 1914. Fiecare membru este dator a păzi ordinul Domnului Iisus, după cum este scris în Matei 18. Este deci datoria fiecărui membru a primi să fie în iubire mustrat frățește, precum și tot astfel să mustre la necesitate în iubire frățească. Comunitatea are dreptul și este datoare a exclude din comunitate și a le ridica drepturile acelor membri care trăiesc în contrazicere cu mărturisirea lor și care nu au putut fi îndemnați de a fi conduși la umilință sinceră și adevărată, țintind spre îndreptare, adică cei care își mențin starea aceasta în păcat. Membrii care s-au făcut părtași de grele păcate, care au dat sminteală oficial, ori s-au făcut vinovați de repetate ori și pe al căror cuvânt deocamdată nu se poate pune crezământ, vor fi excluși fără de preget, chiar dacă promite îndreptare. Reprimirea unui exclus se va face la fel ca primirile pe baza mărturisirii de credință. Trebuia să spuneți amin aici. E greu. Mărturisirea aceasta, de la început, e și mai categorică în privința nevoii de disciplinare a membrilor care trăiesc în păcat. Pentru că despre asta vorbim. Disciplina în biserică se aplică acelor membri care trăiesc în păcat, persistă în păcat, nu se pocăiesc, nu dau semne de pocăință. Ați observat ce spune la un moment dat? Că dacă s-au făcut vinovați de păcate mari, da? Vinovați de repetate ori și pe al cărui cuvânt deocamdată nu se poate pune crezământ, adică nu mai are nicio valoare, că a tot promis că se lasă, să zicem, de beție și nu se lasă, biserica zice poate să îl excludă fără de preget, chiar dacă promite îndreptare. Asta a fost situația din Corint, de fapt. Așa cum o vedeam. Deci când se ajunge la o anumită limită, când se trece o graniță, nici măcar pocăința nu mai salvează o persoană. Și vom vedea de ce. Acum, noile mărturisiri îmbunătățite nu aduc noutate mare, doar din statutul cultului vreau să vă mai citesc un articol. Biserica poate exclude membrii care se fac vinovați de cădere în păcat, abate de la mărturisirea de credință al cultului, nefrecventarea serviciilor divine ca urmare a lipsei de interes. Cei exclus sau retrași vor putea fi reprimiți în aceeași biserică după ce vor dovedi sincer îndreptare. Acum, iarăși, altă nuanță, ați observat, nu e așa de categoric, că se deschid niște portițe pentru cei în caz. Oricum, am vrut să dovedesc doar că biserica din care facem parte toți, sau cei care suntem în biserica Golgota, are o mărturisire de credință și trebuie să o respectăm. Toate bisericile au așa ceva. Să nu credeți că vă mutați într-o altă biserică și acolo nu veți găsi
un articol despre disciplină sau disciplinare, mai precis. Bun. Care este baza aceasta a rânduielii în biserică? Acum, vreau să revin totuși la textul nostru, și anume la 1 Corinteni, ca să înțelegem bine despre ce este vorba aici. Sunt două texte, de fapt, reper, când e vorba de disciplinare, și anume textul din Matei 18, cuvintele lui Iisus, ce să faci când cineva greșește, și acest text din 1 Corinteni 5, pentru că acesta a venit la rânduială, să vedem despre ce e vorba aici. Apostolul Pavel a aflat de o situație de imoralitate sexuală în biserică. Și scrie, abordează problema din trei etape. În primul rând, expune păcatul și persoana care a înfăptuit acel păcat, versetul 1. Apoi, din versetul 2 până la versetul 5 sau 6 chiar, critică pasivitatea bisericii față de acest păcat. Și apoi, de la versetul 7 înainte, sugerează măsuri de precauție care să salveze imaginea bisericii, mărturia bisericii în special, în afară. Prima etapă însă este, dacă ar fi să mă gândesc la păcat ca la o boală care pătrunde în trup, nu? Pentru că biserica este asemuită cu trupul lui Hristos, prima etapă ar fi să vezi simptomele și care era problema de fapt aici. Pavel spune că se aude că există curvie în mijlocul adunării, nici măcar la păgâni nu se pomenește de așa ceva, adică unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Despre ce ar fi vorba? Evident, comentatorii stau cu părerea, unii cred că e vorba despre mama vitregă a celui care, a bărbatului care a trăit în păcat, adică soția tatălui său, care nu provenea din evrei, nu era din biserică, era din afară. Pentru că femeia aceasta nu e menționată ca să fie pusă sub disciplină. E pus sub disciplină bărbatul. Dacă era din biserică, disciplinarea se aplica pentru amândoi. De aceea se bănuiește că doar bărbatul era vinovat. Și cu el trebuie tratat. Cu cel în cauză. Un principiu sănătos de altfel. De aceea Pavel spune, n-avem noi treabă să judecăm pe cei din lume. Ne ocupăm cu cei care sunt în biserică. Dar mai există o variantă, că femeia aceasta nu ar fi fost mama vitregă a desfrânatului, că așa este numit, cuvântul dur, porneia, în limba greacă, care înseamnă desfrânare, ci ar fi vorba despre concubina tatălui său. În contextul cultural al vremii de atunci, cazuri de acest gen erau des întâlnite și dacă tatăl acelui bărbat ar fi fost decedat, atunci nu se mai putea pune problema de incest, ci doar de simplu adulter. Oricum, nu știm exact situația, nu ni se dau informații, dar asta e diagnosticul. Aceasta e, cum am spus, acestea simptomele. Ai o problemă în interior. Oricum, un membru al bisericii
a căzut într-un păcat de imoralitate sexuală. După ce te uiți la simptome, orice medic spune, asta am verificat cu soția mea, că urmează diagnosticul pe baza a ceea ce informațiilor pe care le ai. Și dai diagnosticul. Pavel dă un diagnostic în acest caz dublu. Boala, problema, nu este doar la bărbatul în cauză, la desfrânat. Asta e prima problemă. Diagnosticul este păcat de imoralitate, de curvie. Nu discutăm. Dar Pavel, apostolul, mai face un diagnostic aici. Diagnostic pentru biserică. Și spune, și voi sunteți vinovați din biserică pentru că ați tolerat acest păcat, această situație. Deci pasivitatea bisericii este taxată de apostolul Pavel pentru că a avut o atitudine complet greșită. Tăcerea lor este percepută de apostolul Pavel, după cum vedeți, ca o laudă, fală, adică semeție. Și de aceea Pavel spune și voi, versetul 2, și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit. Asta e a doua problemă. Vedeți? Că o problemă de disciplină nu are atât de a face cu individul. Hai să rezolvăm problema individului. O rezolvăm. Dar care e atitudinea bisericii? Care e reacția bisericii? Ce ar trebui să facă biserica în astfel de cazuri? Și asta trebuie să învățăm noi astăzi. Bun. Și ce tratament are apostolul Pavel? Că vine, după diagnosticare, vine tratamentul, nu? Zici, cum soluționăm problema? În primul rând, Pavel, apostolul, tratează păcatul și păcătosul. Da? Și ce zice? Și ce mi-a plăcut este că Pavel n-a stat deoparte și a zis să-și rezolve ei singur problemele. Nu, s-a implicat activ în a corecta problema de imoralitate din biserică. Când auzi o problemă în biserică, când știi pe cineva, nu stai nepăsător. De ce? Pentru că, așa cum vom vedea, îi afectează pe toți ceilalți. Și mărturia bisericii. De aceea apostolul Pavel se aștepta ca biserica să intervină, să ia măsuri și nu o face. Atunci ia el inițiativa. Își asumă această responsabilitate ca lider spiritual. Liderii spirituali sunt cei care iau inițiativa de igienizare, dacă vreți, a bisericii. De ce? Pentru că, în concepția lui Pavel, era singura variantă pentru bărbatul acesta păcătos care îl mai putea ajuta. Să fie excomunicat, să fie dat afară. Da, știu că vă șochează, da. Pavel spune puțin mai târziu, ați sesizat, că facem asta pentru mântuirea lui, pentru mântuirea sufletului lui. Deci când analizezi o problemă de acest gen, nu te gândești doar ce efecte va avea psihologice, sociale, nu. Noi în biserică analizăm toate acestea cu ochiul pe partea spirituală. Vrem să ajutăm pe cineva când nu merge bine. Ne doare de sufletul lui, ne consumăm pentru el. Și de aceea, dacă o disciplinare e necesară, o vom face tot de dragul de a-l elibera, de a-l salva. De aceea Pavel, împreună cu unii credincioși din biserică, spune că eu cu Duhul meu, cu voi, zice, cu Duhul vostru, am luat o decizie ca să scoată pe acest bărbat din părtășia bisericii. Asta e ideea. Aici sunt două expresii tari în versetul 5.
am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. A, să nu vă imaginați că apostolul Pavel avea tot felul de, nu știu, conexiuni așa cu duhurile și el rezolva. No, așa cum unii poate și asumă. No, aici e destul de simplă interpretarea. A fi dat pe mâna satanei înseamnă a fi scos din mijlocul adunării. Adică a fi scos din sfera de influență spirituală a bisericii. Adică biserica nu se poate identifica cu el și păcatul lui, ce a făcut, și trebuie să dea un semnal. Și semnalul este această scoatere a celui vinovat din sfera de influență a părtășiei bisericii. În altă parte, apostolul Pavel vorbea că nu pot fiii luminii să stea împreună cu fiii întunericului. Trebuie delimitare. Și acest lucru, vom vedea, este biblic. De aceea, apostolul Pavel sugerează scoaterea afară, excomunicarea. Este scos de sub protecția, dacă vreți, împărăției lui Dumnezeu și expus autorității satanei. Pentru că a trăi duplicitar pentru omul respectiv nu era de niciun folos. Trebuia să se ia o măsură mai radicală ca să-l facă conștient pe acest păcătos unde se afla el din punct de vedere spiritual. Ori dacă mergi cu chestii ușoare din astea voalate, așa, în spiritul relativismului de astăzi, omul nu realizează, chiar e o problemă spirituală, chiar este rău ceea ce fac. Deci există situații grele, situații, da, cum spune și mărturisirea de credință, păcate grele. Nu de fiecare dată se aplică principiul, dar așa se sugerează aici. Și ce înseamnă de fapt aceasta? Primul lucru, să știți, din totdeauna s-a înțeles că a fi scos din sfera de părtășie a bisericii însemna să interzici acelui om să mai stea la masa Domnului, la cină. Este printre primele acțiuni de disciplinare care se aplică și în bisericile noastre și nu numai la noi. El trebuie să-și dea seama cumva că ce a făcut afectează biserica, nu poate să stea în starea respectivă și când este în afara sferei de influență, de putere a vieții bisericești, el se va trezi, poate, el se va pocăi, nu știm. Și mai este o expresie dură aici, grea în sensul acesta, tot în versetul 5, spune Pavel, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu cred că e vorba aici de teoria răsplătirii, în sensul că cel vinovat, desfrânatul, ar trebui să își recâștige cumva mântuirea plătind ceva. Nu ăsta este sensul. Și nu cred că este vorba nici de o dorință a bisericii ca cel vinovat să fie pedepsit în trup și să se roage biserica, Domnul să dea o boală ca să se trezească, să-și revină, să se pochească exact în zona unde el a păcătuit. Deci, astea sunt imaginațiile noastre. Pavel nu sugerează așa ceva aici. Nu citim. Problema este, zic, tratată de apostolul Pavel spiritual, în primul rând. De aceea, o posibilă explicație este dată în 2 Corinteni, capitolul 2, unde se pare că apostolul Pavel revine la cazul
descris în 1 Corinteni 5, în prima lui epistolă. Și aici, de la versetul, deci 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 5, citim așa. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci și pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie dobărât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Sunt comentatorii care văd o legătură între textul din 1 Corinteni 5 și acest 2 Corinteni capitolul 2, că ar fi vorba de aceeași persoană. Dar sunt alții care cred că nu e vorba de aceeași persoană. Pentru că situația descrisă în 2 Corinteni 2 e diferită, nu se menționează păcatul respectiv, ori și atitudinea apostolului Pavel, foarte radical în primul caz, e mult mai conciliantă în al doilea caz. Oricum, ideea aceasta a reprimirii, a salvării respectivului în caz, e menționată și aici. De aceea probabil că se vede legătura între cele două texte. Ne interesează însă primul caz din 1 Corinteni 5. Ce sugerează apostolul Pavel bisericii? Excomunicarea, excluderea. Este singurul mod prin care cel vinovat poate să își înțeleagă gravitatea situației în care se afla. Nimicirea cărnii, nu știm la ce se referă, dar poate că ideea este ca prin scoaterea lui din sfera părtășiei să se nimicească, să se distrugă ceea ce încă mai era trupesc, firesc în el. Pentru ca să fie salvat ce era spiritual, duhovnicesc în el. Posibil ca aceasta să fie logica apostolului Pavel. Dar pentru că nu știm toate detaliile la ce s-a gândit apostolul Pavel, trecem toate în zona speculațiilor. Nu știm exact nimicirea cărnii la ce se referă, dar are de-a face cu partea aia trupească. Și aia trebuie rezolvată, aia trebuie eliminată, cu alte cuvinte. Și Pavel este de acord cu asta. Cum? Greu de explicat. Dar mai este ceva aici. Când biserica ia această atitudine de excludere, nu cred că apostolul Pavel se gândește în primul rând la imaginea bisericii. Dacă voi îl excludeți, să știți că cei care vă vor vedea atitudine așa, vă vor felicita, își vor schimba opinia despre voi. Pe de o parte, este necesar ca cei din afară să vadă că biserica nu tolerează păcatul și că urmărește sfințirea tuturor credincioșilor. Dar în acest caz, cred că accentul cade aici, că scopul imediat al disciplinării, și anume mântuirea, așa zice versetul 5, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Adică să trăiască omul acela o eliberare, să îi se dea ocazia să se pocăiască, să revină, ca să nu ajungă la judecata de apoi, la judecata când va veni ziua Domnului. Acest tip de disciplinare este radical. Deci Pavel nu negociază, ați observat?
nu spune, hai să mai vorbim cu el, hai să-l mai chemăm la comitet, hai să... Radical, excludere. Numai această variantă este pentru apostol. Dacă se va întâmpla și mântuirea sufletului, duhului acestui om, nu știm, dar biserica trebuie să ia această atitudine. De aceea, imediat după ce spune aceste cuvinte, Pavel vorbește despre aluatul cel vechi și azimile curățirii. Și aici tratează și vorbește bisericii despre a doua problemă. Prima a fost problema păcatului care a tratat-o, dar a doua problemă aici este tratarea pasivității bisericii. Pavel le avertizează cu alte cuvinte pe corinteni că nu doar cel care a păcătuit este într-o stare rea și poate prin excludere ajunge într-o stare de vulnerabilitate spirituală, ci întreaga biserică, pentru că au știut situația și n-au făcut nimic. De aceea Pavel cere aluatul cel vechi, zice, să-l măturați, să-l eliminați. Da? Orice formă de păcat din mijlocul adunării. Când tolerați păcatul în mijlocul adunării, așteptați-vă la consecințe mai mari decât pentru un singur, pentru persoana respectivă. De ce? Cum spunea cineva, s-a alterat conștiința colectivă. Biserica nu mai conștientiza starea de păcat, că în mijlocul ei există păcat, din ce cauză? Când tolerezi, când împingi lucrurile, când nu iei decizii la timp, se ajunge la această alterare a conștiinței comunitare. La compromis, practic. Și nu numai atât. Dacă tot vorbim despre cei din afară, că s-a aflat și în afară ce era în interiorul bisericii, cu atât mai mult faptul că biserica din Corint n-a luat nicio atitudine și faptul că s-au fălit în sensul de laudă, ca și cum ne lăudăm că suntem înțelegători cu el sau cum, nu înțeleg nici eu. S-a transformat într-un păcat colectiv, dacă vreți. Și s-a compromis rolul misionar al bisericii. Rolul de mărturie pe care l-are biserica în lume. Și de aceea Pavel cere măturarea aluatului vechi. Sigur, cu aluzie la experiența evreilor din vechime. Bun, vedeți cum Apostolul Pavel, când tratează problema, aduce argumente teologice, pentru că orice disciplinare, să știți, trebuie să aibă un argument teologic, un principiu teologic în spate. Când se ia orice măsură de disciplinare. De aceea trebuie să cunoști bine Biblia. De aceea frații care își asumă responsabilitatea trebuie să consulte, trebuie să citească, să vadă, să ceară călăuzirea Duhului cum să abordeze astfel de cazuri dificile, cum a fost cel din Corint. Rețineți că vorbim de un caz special, un caz aparte. Când Domnul Iisus Hristos se referă la disciplină în Matei capitolul 18, acolo vedeți că abordarea lui Iisus este diferită. Pentru că nu era un caz radical. Dacă zice cineva ți-a greșit, ce faci? Păi te duci întâi față în față, îl confrunți. Dacă zice nu te ascultă, nu se pocăiește, mai ia cu tine unul, doi martori, bun, ok. Dacă nici așa nu își îndreaptă viața, zice, atunci îl spui adunării, îl spui bisericii. Vedeți, în cazul lui Iisus,
abordarea este în etape, în cel puțin trei etape, în, ca un proces. Pe când în cazul curvarului din Corint, abordarea este radicală, directă, nu negociem, nu avem etape aici. Scos afară, zice Apostol Pavel. De ce e așa de gravă, sau a fost așa de gravă situația? Pentru că nu e vorba de orice păcat aici. Da? Aici e vorba de cineva care zic că a afectat imaginea întregii biserici și mărturia creștinilor. Bun. Acum, acesta e contextul. Ce putem învăța noi de aici? Vreau să rețineți că Apostolul Pavel, când face rânduială în biserică, uneori spune că este o poruncă, alteori spune că nu e o poruncă. Este o diferență între când Apostolul poruncește ceva și când stabilește o regulă, o rânduială, să zicem. De aceea veți găsi astfel de diferențe în Apostolul Pavel. N-am timp să mă duc în toate aceste texte. Dar biserica acum creștea, suntem în secolul I încă, și-a dat seama că trebuie să existe reguli pentru comunitate. Nu mai respecta toate regulile din legea veche, dar se impuneau reguli noi. Și de aceea zic, s-a ajuns la acele canoane de mai târziu. Vă amintiți când Apostolul Ioan, de exemplu, scrie în epistola a treia lui, o epistolă scurtă, despre un caz dintr-o biserică unde era un tip pe nume Diotref care sfida autoritatea apostolilor, care își făcea tot fel de lucruri și spune el, am să vin la el, am să-l confrunt direct ca apostol. Și încă funcționa atunci autoritatea apostolică. De aceea Pavel și el spune uneori, e o poruncă, alteori spune, nu este o poruncă, dar vă încurajez să faceți, vă sugerez aceste lucruri. Bun. Pe ce bază, deci, acum intru în partea finală de practică, pe ce bază acceptăm disciplinarea în biserică? Este ea necesară? Așa cum vedem din text și din alte texte, în prima biserică, nu primitivă, ci primară, da? Exista disciplină în două sensuri. Era așa numită disciplină formativă și disciplina corectivă. Disciplina formativă, ce însemna? Să fii instruit, să asculți de regulile de comportare, de să știi învățătura bisericii, da? Să te instruiești în cele și să fii disciplinat în ele, să asculți. Da? Disciplina corectivă, da? Însemna o acțiune de îndreptare a vieții spirituale. Chiar de pedeapsă pentru călcarea unor reguli, pentru că a săvârșit cineva un păcat. Și biserica a acceptat aceasta. A acceptat disciplina de la început. Pe ce bază? Mă gândesc acum, de exemplu, la cazul lui Anania și Safira. Știți? O familie care a mințit. Că au vândut un teren cu atâta și au dat la apostol mai puțin și apostol Petru îi confruntă și amândoi mor. A fost primul act de disciplină la nivel comunitar, foarte aspră, moartea celor doi, să știți că nu este neapărat să ne imaginăm că ar fi fost un atac de cord, un AVC, știu, ceva, o problemă strictă,
de medicală de aparține trupului. Mulți comentatori cred că moartea celor doi soți, da, a fost o intervenție a Duhului Sfânt. Au mai fost cazuri și în Vechiul Testament. Nu mă pronunț acum exact ce a fost, dar contextul așa îți dă de înțeles. Până cred că și Petru a fost surprins de pedeapsa pe care Dumnezeu a dat-o celor doi. Bun. Dar care a fost semnalul dat? Și aici e primul argument pentru disciplină în biserică. Sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu. Biserica nu este numită un templu sfânt. Nu este, suntem noi, nu cel puțin pozițional, considerați sfinți prin Duhul Sfânt. De aceea, toți membrii bisericii se așteaptă să reflecte corect caracterul sfânt al capului bisericii, care este Hristos. Și cei din afară se uită la noi așa. De aceea, a nu avea disciplină în biserică înseamnă a sfida ideea aceasta sau doctrina despre sfințenie. Mai mult de atât, este nevoie de disciplină pentru că e o poruncă. Da? Domnul Iisus ne spune clar ce trebuie făcut în anumite situații. Numai dacă mă gândesc la cele 7 biserici din Apocalipsa, capitolul 2 și 3, când Iisus Hristos intervine direct, da, chirurgical în viața acestor biserici, ca să elimine răul, să facă igienizarea aceea spirituală. Toate bisericile au fost judecate de prezența lui Hristos. Apoi găsim apostolii care au tot felul de porunci, rânduieli pe care le-au impus bisericii. Deci, cu alte cuvinte, de la început biserica a înțeles că este rânduială divină, e poruncă divină și biserica trebuie să asculte. Pe lângă toate acestea, știm că este o luptă spirituală, că diavolul caută să distrugă biserica prin compromitere, prin slăbire. De aceea biserica trebuie să fie alertă și să arate că e preocupată pentru sfințire, că e veghetoare, că e atentă. Dar problema nu stă aici, să fii convins, cred, de necesitatea disciplinei. Problema este cum aplici disciplina. Și asta e partea finală. Cum să aplici disciplina? Există în zona aceasta mai multe tipuri, dacă vreți, de păcate. Există păcate personale, într-un fel toate păcatele sunt personale, făcute de persoane, dar există păcate de ordin moral, știți bine, care sunt mereu confruntate de Scriptură. Sunt păcate de ordin doctrinar, care iarăși ele trebuie confruntate. Deci când biserica aplică disciplinarea, o face și la nivel personal, pe zona morală, spirituală, și la nivel doctrinar. Așa. Există păcate pe care le faci altor persoane sau față de alte persoane și care sunt în adunare cu tine și acelea trebuie confruntate. Dar în cazul din Corint există un alt tip, dacă vreți, de păcat pe care biserica a trebuit să-l confrunte și anume păcatul public. Când păcatul tău este cunoscut de toți și afectează pe ceilalți, vedeți cât de radicale sunt măsurile. Când Domnul Iisus Hristos, ca să totuși să citesc și un pasaj, un verset din Matei 18, când Domnul Iisus vorbește despre disciplinarea celui care nu se pocăiește, deși a fost confruntat deja de două ori, când vine a treia oară, spune așa, versetul 17 din Matei 18, dacă nu vrea să asculte de ei, de martorii prezenți, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserici, că
să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Este varianta excluderii desfrânatului din Corint. Acolo limbajul e mai dur un pic, dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii. Din coace Iisus și el este, mi se pare foarte radical să-l tratez ca pe un păgând, adică scos din sfera de părtășie a bisericii. Asta înseamnă disciplinarea. Nu doar numai din avertisment în avertisment. Când cazul e public, când cazul este concret, cunoscut, nu există pocăință. Până și Iisus spune, scoateți-l afară. E ca un păgân, nu mai este în sfera adunării. Sau în Tit, capitolul 3, versetul 10. Sunt mai multe texte, dar am selectat doar câteva. De la versetul 9 citim de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnică după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Da, deci când dezbinarea, adică încearcă să strice unitatea bisericii, spune, depărtează-te de el, afară cu el. Asta este măsura, dacă vreți, ultimă. Că știți, conform și mărturisirii de credință și cutumelor noastre, există trei niveluri de disciplinare. Întâi este mustrarea sau atenționarea. Îl poți mustra între patru ochi, prin confruntare directă, sau poți, apoi, zice Iisus, să aduci doi sau trei martori. Asta e prima parte, mustrarea. A doua etapă, dacă vezi că nu arată schimbare respectivul, se ridică drepturile bisericești, se spune, adică este disciplinat pe o anumită perioadă de timp, cu supraveghere. E o fază avansată, noi o mai numeam punere deoparte. Și se spunea, pentru 3 luni de zile, nu e cina Domnului, sau pentru 6 luni de zile, nu activezi în diverse lucrări ale bisericii, până când vedem la tine îndreptare, pocăință. Deci e ca și cum îi interzici la a te reprezenta public. De ce? Ca să-l faci conștient de gravitatea situației, a păcatului, să-l determini să se cerceteze, da? Și să-l ferești de judecata aspră a Domnului. Dar există o a treia fază, așa cum am văzut în cazul, și în cazul Domnului Iisus și în cazul lui Pavel, excluderea. Separarea totală. Nu e doar o simplă privare de anumite privilegii ale comunității bisericești, ci de pierderea tuturor privilegiilor. Nu mai este membru, nu mai poate participa la cină, îi se dă un semnal clar, excludere de la părtășia bisericii, asta spune Pavel și Domnul, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Bun, când se face această excludere, dacă vreți, din 1 Corinteni 5, vedem că trebuie să existe întâi un fel de dovadă de manifestare exterioară a păcatului respectivului. Apoi trebuie să fie ceva serios, ceva grav. Și nu există pocăință. Deci, să fie ceva manifestare publică, păcat public cunoscut, să fie ceva grav, serios și să nu existe pocăință. În cazul din Corint, toate se îndeplineau. Era exterior, era serios și nu exista pocăință. Aceasta e învățătura. Dar există o parte finală a acestei învățături. Ce atitudine să avem noi față de cei care sunt disciplinați? Să nu uităm. Și Apostolul Pavel vorbește despre asta. Deci, biserica are autoritatea să evalueze starea spirituală a membrilor ei.
Situațiile sunt complexe, trebuie toate analizate cu înțelepciune de către un grup de slujitori aleși care își asumă această responsabilitate. Aceștia trebuie să înțeleagă cadrul teologic, principial, ca să poată să analizeze corect fiecare caz. Noi nu suntem de acord cu cei care resping disciplinarea în biserică, că umilește omul, că știu, calcă drepturile persoanei, că nu biserica judecă, ci Dumnezeu judecă. Am auzit mai multe argumente. Nu, nu e adevărat. Dumnezeu a dat, a încredințat și apostolilor și slujitorilor lui acest drept de a confrunta și de a judeca. Noi nu aplicăm paradigmele, modelele din lume în biserică. Vă rog să fiți atenți la asta. Nu vii cu argumente că așa se face acolo, la mine, la servici sau în școala cutare. Nu, biserica e altceva, e o altă comunitate cu alte reguli, cu alte principii. Putem să ne inspirăm, să vedem ce greșim în anumite situații unde se fac abuzuri, așa cum și Remus foarte bine puncta, că există disciplinări abuzive, da, fără să se cerceteze corect toate, înțelept, așa să se meargă așa cum cere Scriptura. Dar aici nu vorbim despre acele case. De aceea trebuie, pentru sănătatea spirituală a membrilor unei biserici, este nevoie de disciplină. Și pentru mărturia în afară. Și ca să oglindim caracterul sfânt al Domnului Hristos. Ce se așteaptă de la noi, dragi frați slujitori, în special cu voi mă adresez? Să vă exersați autoritatea spirituală, așa cum cere Scriptura. Să nu evitați, să nu fugiți de această responsabilitate. Sunt riscuri. Să nu mai fii ales la următoarele alegeri. Sau, știu, să înceapă telefoanele, să amenințările. Așa. Sau să fii dat în judecată. Deci, cunosc cazuri de biserici, de ale noastre, în diasporă, unde membrii care au fost disciplinați din motive serioase și-au pus avocat și-au tras biserica în judecată. Au pierdut plăna. De ce? Pentru că noi suntem acoperiți și de Sfânta Scriptură, evident, dar și de statutul cultului, de mărturisirea de credința bisericii. Când intri membru într-o biserică, trebuie să știi și ce scrie mărturisirea de credință, și ce drepturi ai, și ce privilegii ai. De aceea, exersați-vă autoritatea spirituală cu îndrăzneală. Dar să o faceți în dragoste. Foarte important este că și disciplinarea trebuie făcută în vederea recuperării. Ăsta e obiectivul nostru. Galateni, capitolul 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Da? Duhul blândeții, arătați-i dragoste, vrem recuperarea lor. Cel care este disciplinat să arate pocăință. Altfel nu se va recupera, nu va fi reprimit în mijlocul părtășiei bisericii. Să-i arătați acestuia că e spre binele lui. Nu este să-l dezonoreze pe el. Dacă vrea să rămână în mijlocul adunării. În concluzia mesajului, vedeți că orice decizie a bisericii în privința disciplinării răspunde la acest raport dintre păcat și pocăință. Păcatul trebuie afirmat, se așteaptă însă și pocăința. Există cazuri extreme, e adevărat, în care pocăința nu mai are niciun efect pentru că răul deja a fost făcut pentru întreaga adunare, pentru imaginea bisericii și a numelui lui Hristos. Dar și acolo există portița pocăinței, Duhului să fie mântuit, să fie salvat. Dacă există pocăință,
atunci nu facem nicio disciplinare. Dacă îl confrunți de la început și există pocăință și părere de rău, nu, biserica nu ia nicio măsură de disciplinare. Dar dacă nu există pocăință, trebuie disciplinare. Iar dacă păcatul, cum am spus, este grav, este public, trebuie să fie confruntare, excludere, scoatere din părtășia bisericii. Dar oricine ar fi, poate fi recuperat prin dragoste și înțelepciune. Și dacă este să ne rugăm pentru ceva în această, pentru această temă grea, este să fim înțelepți în tot ceea ce vom face și vom decide, să fim autoritari, bazați pe Cuvântul Lui Dumnezeu, dar să facem tot cu dragoste și cu bunătate, cu speranța că și cel care a păcătuit, a greșit, se va îndrepta și ușa bisericii este deschisă pentru toți aceștia. De aceea, luați acest cuvânt așa ca o sinteză a ceea ce noi trebuie să știm despre disciplinarea în biserică. Nu e ușor. De aceea vă rog, cei care vă gândiți la conducătorii de biserică, care își asumă aceste responsabilități, să confrunte, să rezolve cazurile, rugați-vă mai mult pentru ei. Nu îi judecați pe ei. Rugați-vă să aibă ei și înțelepciune și dragoste în același timp. Și să facă igienizarea spirituală a bisericii, că biserica nea noastră e a lui Hristos. Și Hristos este capul bisericii și El vrea o viață de sfințenie în biserică. Și asta se vadă peste tot. Acestui Hristos drept și plin de dragoste în același timp și sfânt, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.